am ajuns în Moldova. Suntem la Leușeni și suntem foarte fericiți pentru că am început oficial aventura. Moldova este prima țară de pe traseul nostru și de-abia așteptăm să o vizităm. Mai avem vreo 100 de kilometri până la Chișinău. Vom trage la hotel, mai avem și o oră de lumină. Sperăm să ajungem cu bine pentru că mâine vom avea cu siguranță o zi foarte plină. Chișinău, de când voiam să văd orașul ăsta. Uite, se organizează acum în weekend Velo Hora. Ioane, hai să trecem și noi pe sub Arcul de Triumf, de când mi-am dorit să fac asta prin București, e în renovare, nu? De niște ani buni. Camera merge. Iată, ne ajungi la Soroca, în nordul Moldovei. În dreapta noastră este Nistru și Ucraina, iar în spate avem cetatea Soroca, care a fost recent restaurată și arată foarte bine. Fărăști. Este o vreme minunată afară. Dar partea bună e că noi ne aflăm la Milești Mici, în Moldova. Iar aici există niște crame unde găsești 1,5 milioane de sticle de vin. Asta e de record mondial. Și partea și mai bună e că putem să le vizităm cu motocicleta. Tu ce autonomie ai la motocicletă? Acum vrei să faci mișto de mine, nu? Da. Eu am vreo 300 de kilometri. Da, ce să spun mai făcut. Suntem la Cahul. Tocmai am făcut ultima oară plinul aici. La revedere, Republica Moldova. Mulțumim, bye bye. Bye. A fost foarte frumos. Ne continuăm drumul către Georgia.